niciuna dintre cele trei fete din top nu a fost nominalizată. Mama săptămânii va decide fata care pleacă. Iar mama săptămânii este cu 62,07%. Cine a votat doamna? Doamna Mari. Felicitări, doamna Mari. Roxana, parcursul tău în această competiție s-a încheiat. Îți mulțumesc că ai venit la Mireasa. Vă mulțumesc și eu. Și sper că îți găsești fericirea undeva afară. Sunt sigură de asta. Toți avem omul nostru. Le mulțumesc mamelor foarte mult. M-am atașat foarte mult de mame și de fete. O să rămână în sufletul meu pentru totdeauna și atât experiența cât și persoanele. De cine te-ai atașat cel mai mult? Adică de ce o să-ți fie dor? De doamna Daniela, garantat. Am simțit-o aproape de sufletul meu și au fost momente când am auzit de la ea cuvinte pe care le auzeam exact de la mama mea. Hai, că ți pare rău că pleci, vezi? Atât ai buzit tu că vrei acasă. Pare bine. Știu că ți-a dorit. Doamna Daniela. Da. Hai, spuneți câteva cuvinte lui Roxy, că rău, ne despărțim. Cred că e mai bine afară. Chiar îmi pare foarte rău că m-am atașat de toate fetele, chiar și de ea, dar cred că afară îi va fi mai bine. Acum nu pot să te întreb. Tu, la vreo săptămână după ce ai intrat în casa Mireasa, ți-ai dat seama că te gândești la fostul tău prieten. Nu știu, o să-l cauți? Vrei să ai o discuție cu el? Niciodată să nu spui niciodată, că nu se știe. Sunt sigură de asta. Totul între noi s-a terminat atunci când s-a terminat relația, doar că gândurile mele mai bântuie atâta tot. Eu nu te întreb și pe tine, pentru că a fost o perioadă în care, scurtă ce-i drept, în care ați fost într-o cunoaștere. Îți pare rău că pleacă? Da, îmi pare rău că pleacă, doar că ne-am dat seama că între noi nu poate fi mai mult. Părime de rău spun asta, dar asta este adevărul. Doamna Victoria. Eu am votat-o pe Roxy, chiar să... că ea tot mereu spunea în casă că vrea să plece, vrea să plece. Și am zis, de ce să plece altă fată care vrea să rămână? Și dacă ea tot mereu zicea în continuare, de asta am făcut-o. Nu am nimic personal cu ea, chiar îmi pare rău, dar vă zise, ea a cerut mereu că vrea să plece. Poate să spună că e aici. De ce o să-ți pară rău? Nu știu, când o să te gândești, când o să te duci acasă și de mâine, nu de mâine, că mâine e duminică, dar de luni. Sper că o să te uiți la noi, nu? Cu siguranță mă voi uita, trebuie să-i urmăresc să văd. De ce o să-ți pară rău? Ia să vedem. Ce o să-ți lipsească? O să-mi lipsească fetele, cu ele am petrecut cel mai mult timp. Fetele și mamele și sfaturile și tot. Ai mai venit odată la Mireasa? Nu. Nu mi-a pus foarte greu. Să știi că sunt foști concurenți care, mamă, ar face orice să... Pai, ar rupe gardul dacă ar putea. Ne l-au rupt. Da. Încă o dată îți mulțumesc că ai fost la emisiunea Mireasa și îți doresc multă fericire în viață. Mulțumesc mult. Dragilor, pentru voi, aventura continuă și o aventură foarte frumoasă, pentru că în